Bun găsit, dragilor! Ne întâlnim și astăzi la lecția noastră despre nutriție și pentru că în edițiile anterioare v-am tot familiarizat cu termenul de aminoacizi, astăzi ne va explica Florin ce înseamnă mai exact aminoacid. Ce înseamnă? Ce sunt aminoacizi? Da, foarte des folosit termenul ăsta prin săli. Aminoacizii sunt considerați minunea care poate salva omenirea, ca să zic așa. Toate persoanele, în special băieții, aici intervenim la partea masculină, vor să ia aminoacizi. Au auzit ei că fac minuni, că te lasă fără grăsime, că te umflă cu mușchi, îți fac toate beneficiile. Cine? Aminoacizii. Fără să știe nimic despre ei ce sunt, nici măcar să se intereseze la un search sau ceva, aminoacizii sunt de fapt niște, practic, proteinele se descompun. Hai să o luăm așa, noi mâncăm proteine, mâncăm un ou sau o bucată de pește sau de carne. În stomac, aceste alimente se digeră, nu? Se trec în duodeni, intestin subțire, se face digestia, se face absorpția, iar aceste proteine din carne, ouă, pește, sursele de se transformă în lanțuri de aminoacizi, peptide, dipeptide, practic proteinele se descompun. Asta e cuvântul. Ca să ce? Să se asimileze mai bine, ca ficatul să poată distribui aceste proteine sub formă de aminoacizi mult mai ușor. Da? Și există o serie de aminoacizi esențiali, 8 aminoacizi esențiali și încă 12 neesențiali. Ce înseamnă esențiali? Corpul nu îi poate sintetiza, el trebuie să ia de undeva de afară, da? Deci trebuie să mâncăm, de asta e bine să mâncăm produse de origine animală, ca să avem parte de acești aminoacizi esențiali, foarte benefici în ce am vorbit de emisiunile trecute, cu musculatura, cu tot ce ține de o formă bună a corpului. Aminoacizii esențiali sunt 8, după cum spuneam: leucină, izoleucină, valină, treonină, histidină, lizină, fenilalanină, triptofan și gata. Pe scurt, aminoacizii sunt folosiți pentru refacere, pentru refacerea cui? A țesuturilor, a mușchilor, da? Facem un antrenament intens, mâncăm proteină. Și cu proteic, vorbeam emisiunile trecute de pudra proteică. Acele proteine se transformă în aminoacizi în corpul nostru în câtva timp. Acum depinde de absorpția fiecăruia. Există proteine cu absorpție mai lentă, mai rapidă, mai și așa mai departe. Dar toate proteinele ajung la nivelul ficatului sub formă de aminoacizi. Mai sunt și suplimente gata făcute cu aminoacizi. Deci putem să luăm direct aminoacizi, fără să mai bem o pudră proteică sau să mai mâncăm o bucată de carne. Sau luăm deja aminoacizi în formă de tablete, în formă de pudră, efervescent, sunt acum la modă, ca să zic. Acestea se absorb foarte repede, se absorb, unii spun că chiar și prin pereții stomacului, dar în câteva minute deja sunt prezenți în sânge, de unde sunt utilizați.